Băi, cât de reală este! Pardon! My fans Paris Nick! Salve, sacalilor! Ce faceți? Da, păi după cum puteți vedea, da, se observă, da, se poate vedea, Mimori! Da, tare rău! Am zis după serialul ăla că o să dispar, nu m-a lăsat inima, așa că, dacă vreți, să, uite, suntem 27.000 de membri pe grup, haideți să facem 27.000 de like-uri. Grupul în descriere se numește Mimuri cu Znic, ori apăsați acolo și vă aprob eu cererile. Hai să Mimuri, da. Așa ca fapt divers, doar o informație pe care nu m-a întrebat nimeni, dar prefer să vă spun. Mă sună vara mea, stați așa. Hello, vara mea. I'm recording, tu ce faci? Dar revenind, o informație pe care nu mi-a cerut nimeni, eu filmez în chiloți. De ce? Pentru că tocmai a venit acasă și purtam blugii lui frate meu. Da, am avut o pereche de blugi care chiar mi-a plăcut și mi-a zis să-i dau jos pentru că-s blugii lui. Și a început șantajul și mi-am dat jos. Acum sunt în chiloți. Să trecem la episod. Băi, m-am născut să mă șantajez, să-mi pune ceva mie condiții. Nu există așa ceva, băi. Băi, în viață să aveți onoare, da? Să nu depindeți de nimeni. M-am enervat. Uităm la asta evidențiate, mamă, 27.000 de membri. Bă, sunt curios că tot să fii după clipul ăsta. Mulțumim moderatorilor care se ocupă de grup. Chiar o să le las link-urile în descriere de acum. Ca să le mulțumesc că se ocupă de grupul ăsta. Eu n-am timp deloc. Un desen cu Snic și mama lui. Bă, ești de bun la cap. Efectiv, ce drăguț. Da, uitați-vă. Bă, chiar seamănă oarecum. Bine, m-a făcut mai drăguț aici. Ce văd? Băi, așa este. Băi, ce este cu acest tricou pervers pe care l-aveam? Băi, Cheliuț, uitați-vă la mine ce minte de pervers aveam, băi. Dar chiar mi-a desenat frumos, să-i dau un ador. Da, ia, stați așa. Ce coincidență, nici când era mic nu avea păr. Foarte frumos, Ana. Am zis și pe Instagram, dacă nu urmăriți, ar trebui să o faceți. Urmăriți-mă pe Instagram, că am zis că vreau să fac un video care se numește V-am rugat să mă desenați. Și ați început să-mi trimiteți desene pe Instagram. Să-mi trimiteți dacă mă desenați acolo. Ce bă? Următorul vlog. De ce m-am lăsat de școală? Eu cu berii aici. Deci asta este adevărată. Deci este ce trebuie, băi. Ce tare este. Uite, mai avem un mioritic aici pe care îl cheamă Nelu. Bernie și cu Nelu. Ce m-am auzit foarte tare este că am mereu când urc cu Bernie la pădure, mereu sunt turmi de astea de oi. Și na, el cum a stat la oi, se uită și mă uit și eu. Și acum chiar o să ciobănim super tare. Bă, refuz să cred că m-ați pus. Nu pot. Frate, o pus aici un Mercedes. 20.000 de euro. Nu există bagnotă sau scriitor, poet, cântăreț, scenarist, ce vreți voi, pe care să nu îmi fi pus fața. Deci mi-a oficial pe tot. În fraților, pardon, ce este chestia asta care mi-a luminat ochii efectiv? S-a făcut lumină în cameră, băi. O răsărit soarele pe cer. Prea top. Deci este, băi, ce-mi place. Fraților, deci visul meu este să fiu lângă Thomas Shelby, frate. Deci ăsta este visul meu, bă. Deci pentru, eu sunt așa, străi, da? Eu sunt, îmi plac fetele încă. Da, așa e ok, da. Dar pentru acest actor, vere, nu pot să zic că... Nu, dar o să mi-o pun background pe telefon chiar acum. Deci în momentul ăsta. Efectiv, o pun wallpaper. Ia să vedem. Cine este această Silvia? Acum mi-o pun. Nu, s-a terminat. Deci dacă... Bă, eu când zic că... Ia uitați, ce wallpaper am aici cu cine? Așa, haideți vă rog frumos să vedem ce se întâmplă. Băi, doi bărbați, bă. Deci ce... Deci... Cum o cheamă Silvia, ești tare. Ia cu videoclipul ăsta. Bine, bă, hai, dar ești bărbatul. Dă-o în brânda, mă. Dă-o în brânda, mă, și am apucat și am tras, bă. Hai, dă-o morți. Ușei, pusica. Dar să le dă la... Toate comentariile ce cer reacții. Snic. Chiar aveți tupeu după ce am postat 5 clipuri de serial de la... Mai lăsați-o în brânza, măsivă. El are 14 ani, fumează o țigară și se gândește la el. Eu am 22 de ani, beau Teddy ca un porc și mă uit la desene animate. Bea lapte de la Botoșani. Bă, cineva chiar mă desena, bă. Ia uite, pe 8 iunie. Dar ce caricatură faină. Știu că nu-i neapărat un mim, dar chiar am vrut să vă arăt acest desen, mai ales pentru Znic. Băi, Larisa, îți mulțumesc. Este chiar foarte frumos. Să-l păstrez, să mi-l trimiți pe Instagram când facem clipul ăla cu cine mă desena. Cuplul ăla lui Selena și Lucian. Băi, băieți, când am făcut poza asta, că efectiv nu mi-amintesc. Și bă, când am făcut-o, bă, câți ani făceam aici, bă? Cred că făceam vreo 6 ani de când eram împreună. Mamă, ești prost. Da, ce reală este, nu? Pare foarte reală. Prost la cap, dar ce, bă, ce mână de... Nu știu cu era mâna asta. The Weeknd, dacă tu ești, să știi că... Aici când am fost cu Selena la Saga, abia au fost acum în București. Ne-am distrat, a fost Caterin, că i-am zis, bă, nu-ți lua rochii de-asta, că o să plouă. Am o de bazuca. Ia. Bă, 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 bă!
Na, no, 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 no. Mi l-a furat sufragerea, am învățat-o schemă nouă. Ratatul scrie. Bine. Mă împiși mine. Eu am atus elementus X-us. Da, ce tare a fost. Ia uite aici ce... Marjă, foarte nou, legit. Pe aici, pe la catedrală. Bă, vezi că e vechi poza asta, băi, băieți, bă. Acum e frumos aici, avem și noi. Astea au dispărut, avem părculeț aici. Băi, cât de reală este. Pardon. Pardon, 1000 de like-uri, băi, Andrei. Bă! Poartă mărciu snic, nu, deci o să fac pentru gagici. Fac neapărat mărciu snic așa cu maio de... Nu o să poate, băi, prea sexy. De ce este prea sexy? Mai fans pare snic. Fi buni dacă nu. Bă să mă cinstesc cu apă. Fi buni, fi cinstea mea. Fi bune dacă nu zice eu cât mai fals. Să mor aici dacă... Bă, la cita, o să o salvez. N-am cum să nu o salvez. Bă, ce real este, deci stă efectiv cu fundul pe aceeași rasta pe care stau și eu. Apă, un kilometru. Lapte de la Botoșan, 21 de kilometri, let's go. Când e tată lângă fică, moare Franța de optică. Pardon, dar ce... Băi, zici că-s frasul mai mare, în mod neironic. No, bună ziua, oameni buni, ce faceți? No, bine m-am regăsit la un nou episod. No, astăzi facem maghia de școală. Doamne, pulna stâmpăra... Camu, nu m-a dit așa să ne machem un chic pe la ochișori. Deci dacă acesta sunt eu, i-am dat ador. Înseamnă că s-a terminat, trec deja pe... Putem să trecem în jos deja. Bă, uitați bă ce schiță mișto! Deci de-aia n-am făcut prea mișto, cred că e în cărbune asta. Dacă mă, chiar, da, chiar este în cărbune. Bă, nu, bă, ce, bă, deci când ajung la asta acasă, bă, niște statura nu merge, nu merge nimica, bă. Tenis nu-ți mai merge râșnița de calculator. Ca idei. Uite, bă, ce-a început oamenii să mă deseneze, pardon. Bă, dar nu vreau să le văd acum, vreau să le văd pe alea, la alea cu, cu, așa, ca să avem ce să facem. Ce-i asta? Mă. Vai. Bă, ce terminam. Da. De ce puneți poze cu mașini care au sunat cava la număr? Și-s cu tot altă mașină, dar nu am. Povi, ai explicat lui fratul că-ți plac fetele. După 5 minute. Haz. Nimeni nimic, tu cu BFF la 3 dimineața încercând să nu râdeți. Această față, vă rog frumos. Foarte relatabil. Mamă, n-am auzit niciodată în română această vorbă cu relatable. Foarte relatabil. Ia. Vai ce enervant este. Nu am cuvinte, cine știe piesa? Perfect, perfect, nu? De acolo. Vama, vama, perfect. Sau ceva în genul, uite așa, ia să vedem. Ia, perfect, perfect. Haide bă, merge olea. Bă, nu merge râșnița asta, ce m-am enervat, nu mai pot din el. Fără tine, draga mea, e... Ce? Fraților, acest Fiat are numărul meu la... Cum bă, din toate de-astea din lume... Deci 28 de milioane am văzut Seneca-ul ăsta, pardon. Ce e ăsta? Nu, nu-mi place ăsta. Dar ăsta, da, da, ăsta îmi place, da. Snic să zică, bă, Snic să zică, ăi, nepoati. Bă, nepoati, bă. Așa de mult am zis, încât să zică lumea așa ceva, pe bunii. Și... Și... Face ca tata Gumball. Pov, ești influencer și descoperi o aplicație nouă. Ce aplicație? Superb. Acel moment când ai câștigat la jocuri de noroc și vii să zici la femeie. Ia. Asta sunt eu la grădiniță. Băi, ce-am crescut, bă, eram așa, bă. Bă, cine credea, bă, că bine, nu că aș fi ajuns eu mare, așa, dar totuși este o evoluție, putem spune. Cine credea, sincer, că din ăsta așa, bă, se vadă mai clar o leacă. Uitați-vă și voi. Dar aveam haz, sincer, deci lăsați în comentarii cuvântul haz dacă aveam haz. Deci dacă aveam haz, vă rog să... Eu zic că aveam haz. Deci ăsta, dacă nu eram, eu era orice copil, zic, bă, ce haz este copilul ăsta. Papion, frumos, cămașă, 3 sferturi, bam, bam, băgat în pantalon, hop, șosete cu sandăluțe, ce trebuie, mărimea 23. Da? Când îi spun prietenii mele că m-am despărțit de ăla pe care nu-l suporta. Ia. Anasol. Of, of, of. Ce? Of.
asta, man, asta chiar e aiurea. Da. Păi ghicește cine o să aibă un gagic nou. Prietena aia care nu-l suporta. Așa arăta Snic la 50 de ani. Șef Snicuț Dumitrescu, șef Florin Sniculescu, pardon. Ci? Încă un edit. Ia să vedem. Mamă, ce vechi este. Man, chiar mă... Man. Man, ci... Nu o să spun prea tare ca să nu mă audă, că e în camera cealaltă, dar îl iubesc mult, frate. Fratele meu adevărat. Să-l iubesc rău de tot, sincer acum, vă spun sincer. Este singurul om în care am încredere deplină. El și mama, pe bune, gen atâta singuri oameni. Vă mai zic una acum, vreodată ferească Sfântul, dacă se ia cineva de fratele meu. Am trecut prin noi, ești prost, nu mai văd, mi se taie așa, ori, nu există așa ceva. Deci dacă te-ai luat de el, v-ați luat de mine, ca să ne înțelegem. Că după să o ia în cap. Ce arăta mai ce era Selena? Bă, ce terminați, bă, sunteți terminați rău, bă. Uneori sunteți terminați, nu uneori, mereu. Băi, what the fuck, man? Bă, iertați-mă o leacă, deci să mor eu, nu, deci parcă nu mi-am zis când am făcut pozile astea. Sau asta, zici și tu. Bine, că am pitic aici, dar zici și tu, ce braț, am brațul cât capul ești, prost. Dar, pe bune, sunt prea reale. Ce? La prajnic cu gagică mea. O ciorbă adevărată de la doamna soacră, adevărată rău de tot ce trebuie, bună rău. În sfârșit a apărut volumul 1 din De ce îți place de Snic. Oh, Elena, îți mulțumesc. Ia, încă un clip, dar de ce văd așa ceva? Cum dau bloc la așa ceva? De ce este un... Văd așa ceva? E foarte ciudat să intri în cameră, să mă vezi ce vine cu tine dezbrăcat, nu? E foarte ciudat. Apoi am să dau vlog la un de-asta, arab de-asta. Mi-a venit o mătușică pe care n-am mai auzit de mult din Franța, așa că hai să terminăm clipul ăsta. Ia să vedem ce cu clipul ăsta. Bă. Păi chiar v-ați propus să mă faceți să plâng pe bune, deci clipurile nu, deci eu nu am așa, poate sunt emotiv mai greu, dar bă, la clipuri de astea nu știu, frate, chiar mă emoționează, pentru că mă gândesc, bă, din atâtea persoane pe care le-am cunoscut în toată viața asta, frate, singura care a rămas lângă mine este efectiv frate meu, legit, și nu neapărat că-i frate meu, și pentru că, na, încredere și frate adevărat. Bă, să n-aveți încredere legit în nimeni, frate, numai în familia voastră, pe bune acum. Vă zic foarte sincer. Gândiți-vă cu câți prieteni ați plecat de la grădiniță încolo, câți ați avut și cât o mai rămas, fraților. Asta așa, ca idei. Și niciodată să nu puneți, să faceți greșeala cum am făcut-o eu la un moment dat, să pun pe altcineva deasupra familiei. Niciodată, frate. Familia e cea mai importantă, legit. Păi, cred că mai sunt mai multe, nu? Că n-am mai filmat de mult, sigur trebuie să mai fie. Mai sunt pe aici, văd mai multe. Bă, îmi pare rău că nu pot să mă uit la ele. Dar mă grăbesc și eu, am filmat o oră. Oricum am filmat o oră. Vă rog, eu nu mai puneți mașinile altora cu sân în capa pe grupul ăsta, bă, sau nu le mai aprobați moderatorii, vă rog eu frumos. Fraților, cam ăsta a fost clipul. V-am zis, mătușica, trebuie să mă duc și eu să văd, n-am mai văzut de mult. Mulțumesc mult pentru fiecare meme pe care l-ați făcut și sunt multe. O să încerc să fac mai des din nou. Am fost plecat, a fost o leacă haos, n-am mai filmat. Și de-aia am luat o pauză cu meme-urile, dar o să revenim să facem așa, ocazional, da? Mulțumesc pentru fiecare meme în parte, mulțumesc că v-ați luat din timp să comentați, să apreciați, să distribuiți, să faceți meme-uri. Mulțumesc moderatorilor care au stat, le-au aprobat, le-au verificat. Vreau să vă zic că în caz de nu ați activat clopoțelul, să activați, am uitat să vă zic de codul SNIC15 pe Foodshop, 15% reducere. După revenim la codul SNIC, care-i 10% reducere. Beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat!